Primele 50 de doze de vaccin au ajuns la Spitalul Municipal Câmpul Lung încă de miercuri seara. Acestea au fost aduse cu o autoutilitară frigorifică cu antemergători de poliție și jandarmerie. A doua zi a început procesul de vaccinare a cadrelor medicale. Primul care a primit doză de imunizare a fost medicul Mădălin Iordache, managerul unității medicale. Așa și filmați, bine să se vadă că introduce acolo vaccinul în mână. A durut? Doamne ajută, da? Nu! Nu, deloc, cum e? Da. Păi, nu, totul bine, da? Bravo! Managerul spitalului este primul pacient vaccinat la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Doamne ajută, să fie trunce la ne vedem peste 3 săptămâni, da? Deci peste 3 săptămâni să mai faci a doua... Rapelul, da. După ce a fost vaccinat, managerul spitalului a stat în salonul post-vaccinare și la ieșirea din centru a declarat că se simte foarte bine. Nu sunt pacient, că altfel nu eram vaccinat, nu sunt bolnav, da? Sunt primul vaccinat din Câmpul Lung, sunt tare bucuros, aștept momentul ăsta de mai bine de 10 luni, 28 martie primul internat suspect care s-a și confirmat, 31 decembrie primul vaccinat. Super! Așa că... Manul bine! Rugămintea mea este toată lumea să aibă încredere, sunt tată de familie și mă vaccinez pentru familia mea, sunt conducătorul acestui spital, deci îmi doresc ca măcar angajații spitalului să nu se mai îmbolnăvească și dacă prin exemplu personal pot să conving măcar o persoană, consider că e o potențială viață salvată. Deocamdată noi suntem în faza întâi acum, pe să vaccinăm personalul medical. Noi vaccinăm personalul Spitalului Câmpul Lung, Spitalul PNF Câmpul Lung, centrele private din Câmpul Lung și medicii de familie și colegii stomatologi din zonă, să zic așa. Ulterior, după ce se va termina faza de vaccinare a tuturor celor care se încadrează la personal medical, se preconizează că la sfârșitul ianuarie, începutul februarie, să înceapă vaccinarea populației, în primul rând persoanele peste 65 de ani și apoi celelalte indicații, intențiile comunitare, de care se ocupă administrația locală. Primarul Elena Lasconi a adus și câteva informații referitoare la campania de vaccinare pentru cetățeni și despre demersurile care se fac pentru construirea unui centru de vaccinare la policlinică. Doamna primar, vă rog, dacă din luna februarie se va trece la vaccinarea populației, e gata... 100%. 100% va fi gata centrul de la policlinică și mai am o veste bună să vă dau, dar... Cred că o să o păstrez pentru începutul, pentru începutul anului, tot referitor la policlinică. O să vedeți, se schimbă lucrurile în Câmpul Lung și se schimbă în bine și mă bucur foarte mult că am început vaccinarea anul ăsta foarte greu. Nu ți-a crescut altă mână, așa? Deocamdată. Să știți că noi ne-am mișcat cel mai bine din tot județul. Pentru că avem două variante de lucru, vrem să facem un centru de vaccinare super civilizat, avem varianta 1 cu containere, care arată foarte bine, pe care le vom pune în curtea policlinicii și avem varianta 2 să facem o construcție ușoară, dar super civilizată și care să respecte toate normele sanitare. Și sincer vă spun că și eu abia aștept să mă vaccinez. Astăzi la Spitalul Municipal Câmpul Lung au mai fost vaccinate alte 50 de cadre medicale. Potrivit prefectului Emanuel Soare, niciun pacient nu a prezentat efecte adverse ale vaccinului.